Salutare tuturor! Sunteți pe Ascult și Citesc, așa cum v-ați obișnuit sau nu, cu mine, Loredana, și azi vorbim despre o singură carte. Știu, pare ciudat, însă am făcut un experiment pe mine citind o carte pe care, în mod normal, n-aș citi-o deloc, însă mi-a fost recomandată de un prieten și am văzut mai multe interviuri, filmulețe, comentarii de la persoane care au citit-o și s-au lăsat de fumat, pentru că despre asta este vorba. Eu, fiind o fumătoare, am cumpărat o carte care se numește În sfârșit nefumător, metoda ușoară a lui Alan Carr. Poate că ați auzit mulți despre ea, sau cel puțin fumătorii e posibil să fie auzit despre această carte. Am cumpărat-o și eu și recunosc că am fost foarte sceptică. N-am vrut să o citesc, de fapt. Până la urmă am zis, dar ce am de pierdut dacă citesc o carte? Este o carte, are 180 de pagini, aproximativ 188. Așa că am citit și eu această cărticică și o să vă spun ce mi-a transmis mie cartea. În primul rând, mi-a plăcut cumva sugestia de a fuma în timp ce o citiți. Am avut câteva momente în carte, după 100 de pagini aproximativ, în care îți spunea la un moment dat, du-te acum și fumează o țigară. Și eu eram, da, nu vreau, nu trebuie, nu vreau acum, de ce mă pui să fumez? Însă, cred că este o metodă care ar putea funcționa dacă ai intenția de a te lăsa de fumat. Eu, până la această carte, nu m-am gândit deloc, recunosc. Am zis, încă sunt tânără, încă îmi permit, așa că nu am avut în cap așa ceva. Dar citind-o, recunosc că mi-a dat de gândit. Vă spun din prima să nu mai vă țin în suspans, n-am reușit să mă las de fumat, din păcate, deși mi-am dorit. Când am terminat de citit cartea, am zis, gata, nu mai fumez, sunt nefumătoare, ce frumoasă e viața. Am rezistat să nu fumez o zi, asta până în momentul în care am ajuns la teatru, la repetiții, și n-am mai rezistat și mi-am aprins o țigară, să nu cumva să mă cer cu cineva. Deci am avut teama asta, o să devin irascibilă, nervoasă, nu o să am o stare foarte bună, așa că am fumat. Ceea ce spune și aici în carte foarte des este că ne este teamă, de fapt, să ne lăsăm de fumat. Cred că așa e. Am început să conștientizez și eu. Dar, nu știu, nu e numai teama. Pe mine m-a încurcat faptul că nu mi-am ales momentul potrivit. Pe lângă faptul că nu am avut de gând să mă las de fumat, am citit-o să o citesc, să văd, să nu zic că n-am citit-o și că n-am încercat ceva. Am citit-o și probabil, ori e o scuză, poate e o scuză ceea ce zic acum, dar așa am încercat eu să-mi explic ceea ce s-a întâmplat, pentru că eram convinsă că o să pot să nu mai fumez, nu mi-am ales momentul bun. Cred că dacă o citeam într-un moment în care nu aveam atâta treabă, respectiv nu aveam repetiții zilnic, mi era probabil mult mai ușor. Dar ce spune în această carte este că nu o să aveți simptome de abstinență de astea grave, nu o să simțiți nevoie de țigară foarte acut. Aici nu sunt de acord. Să vă spun mai concret, eu am terminat cartea duminică, pe la ora 2-3 aproximativ, și până în ziua următoare, dimineața, nu am simțit nevoie de o țigară și chiar mă miram, zic, are dreptate, atât de spălată pe creier am fost cu această carte, încât nu simt nevoia să fumez. Dar, în dimineața următoare luni, când să-mi beau cafeaua, atunci mi s-a produs așa un scurt circuit la creier și am început să mă gândesc din ce în ce mai mult că îmi trebuie o țigară la cafea. Cumva eu asociez foarte mult cafeaua cu fumatul și sunt în stare să beau cafea toată ziua ca să fumez, deci nu merge fumez doar la cafea, pentru că o să-mi iau cafele în continuu toată ziua. Ce se mai spune în această carte? Nu spun multe, evident, în caz că sunt fumători care doresc să o citească, nu vreau să le spun eu ceea ce se întâmplă. Oricum, sunt lucruri pe care le știi
în subconștient, dar îți face bine cumva să ți le mai spună cineva. Stați liniștiți, nu este o metodă șoc prin care ți se spun despre tot felul de boli, dar un capitol în care povestește un pic și despre cât de degradat îți ajunge organismul fumând, dar nu asta este ideea acestei cărți. Ceea ce face Ellen Carr în această carte, după părerea mea, este că încearcă cumva să-ți spele creierul. El chiar folosește această expresie foarte des, spunând că fumătorii sunt persoane spălate pe creier, spunându-li se că țigara relaxează, că te calmează atunci când ești stresat, fumează o țigară și nu o să mai fie atât de stresat și toate lucrurile acestea îți creează acea spălare pe creier. Dar ceea ce face și el este cumva opusul, dar tot o spălare pe creier. Încearcă să-ți explice că fumatul nu relaxează, fumatul nu te face mai puțin stresat, chiar spune, uitați-vă la un fumător. Vi se pare că este relaxat? Nu, pentru că tot timpul îi trebuie o țigară. În pauza aceea e, îmi trebuie neapărat acum. Și asta arată că nu e chiar atât de relaxat comparativ cu nefumătorii. Nu știu câți dintre voi sunteți fumători sau nefumători, probabil nefumătorii o să dea skip, nu mă uit la acest video, nu mă interesează, dar eu zic că ar trebui să se uite și nefumătorii, pentru că cu siguranță aveți un prieten, o rudă, cineva drag care fumează și pe care îl puteți ajuta. Nu neapărat obligându-l să citească această carte, pentru că nu o să funcționeze, trebuie să vină cumva de la el, de la cel care fumează, acest impuls de a se lăsa de fumat. Există chiar la finalul cărții un capitol pe care ar trebui să-l citească și cei care vor să ajute o persoană fumătoare, în caz că se lasă, să știți ce aveți de făcut. De exemplu, atunci când o persoană se lasă de fumat, trebuie încurajată cât mai des, cât mai mult. Are și un capitol foarte interesant această carte cu avantajele fumatului, care trebuie să vi-l arăt. Arată așa. Avantajele de a fi fumător. Înțeleg, mulți nu acceptăm să ni se spună din partea altora, lasă-te de fumat, nu-ți face bine, te costă foarte mulți bani și așa mai departe. Dar cartea, eu sunt convinsă că ar putea să ajute multe persoane. Aici scrie că această carte e bazată pe metoda cu 90% șanse de reușită. Mi se pare un pic prea mult, probabil că aceste 90% șanse se bazează mai mult pe clinicile lui Ellen Carr, pe care le are în toată lumea aproape. Cu cartea cred că este un pic mai greu să ai asemenea procentaj. Mie îmi pare rău că nu m-a ajutat să mă las de fumat. După această carte, cred că e posibil să mai am câteva tentative. Sper că la un moment dat să și reușesc. V-am spus, n-am avut nicio tentativă de a mă lăsa de fumat până acum, nici nu sunt fumătoare de foarte mulți ani. Însă ce m-a ajutat este să reduc numărul de țigări, deși aici este un capitol care se numește Ferește-te de reducerea numărului de țigări. Spune că nu este o metodă deloc bună, de exemplu, să fumezi o țigară pe oră. Dă el un exemplu de genul acesta în care spune că nu este deloc ok. Creierul oricum primește impulsul de a avea nicotină și atunci toată ziua te gândești doar la țigara aceea pe care ai voie să o fumezi pe oră. Și este un pic mai enervant pentru creier decât atunci când fumezi, când simți, când vrei, decât să fii constrâns de o țigară pe oră sau mai puțin de atât, depinde fiecare cum își alege. La mine nu a fost voluntar, nu am zis de acum încolo fumez mai puțin pentru că n-am reușit să mă las de fumat. Pur și simplu nu am simțit nevoia să mai fumez atât de mult. Chiar la ultimele țigări pe care le-am fumat, înainte să termin cartea, înainte să mă las de fumat o zi, știu, sună stupid, dar atât am reușit, am fost atât de convinsă că au un gust oribil, el mizează foarte mult pe treaba aceasta, cât de oribil este gustul de țigară și că niciun fumător nu fumează de fapt de plăcere. Să ne amintim cât de greu ne-a fost de fapt să ne apucăm de fumat. Prima țigară tuturor cred că ni s-a părut oribilă, dar
am tot încercat, hai că o să devină mai plăcut la un moment dat. Asta m-a făcut pe mine să conștientizez cât de neplăcut e de fapt gustul acesta de fum. Ultimele țigări chiar le-am stins, efectiv le-am stins la jumate, nu mai puteam să le fumez, mi se păreau, bea, ce cu asta, au un gust oribil. Da, acum după câteva zile, fumând așa din nou, aproape cât fumam înainte, nu mai am neapărat treaba aceasta, dar dacă stau să mă gândesc în timp ce fumez o țigară, da, nu are gust bun, însă creierul conștientizează primul fum din țigară, pe urmă uită că fumează, niciodată nu ești, oh my god, fumez toată țigara, creierul tău nu se gândește la asta, chiar îți vine să-ți aprinzi alta în același timp, n-are nicio legătură această senzație de nicotină care oricum părăsește corpul foarte rapid, așa cum spune Ellen Carr. Nu sunt ideile mele, nu sunt eu expert în fumat, însă acest om totuși a fumat timp de 33 de ani 100 de țigări pe zi. Bănuiesc că nu în toți acești ani a fumat atât de mult, dar în ultimii ani cu siguranță a fumat atât de mult, încât îl cred și eu că la un moment dat a simțit nevoia să se lase, adică organismul nu mai suportă încât îți zice, oprește-te, mai dăm și aer puțin. Nici nu pot să-mi imaginez cum e să fumezi 100 de țigări pe zi, bănuiesc că fuma și noaptea, altfel calculez și timpul nu ți ajunge. N-am nici anii aceia de fumat, nici numărul de țigări, dar asta nu este o scuză. Mi-ar plăcea, chiar mi-ar fi plăcut foarte mult să pot să mă las după această carte. Citind-o la început, primele 100 de pagini, foarte sceptică, bine îmi spui tu mie ce să fac, bine știu și eu treburile astea, bla bla bla, n-o să meargă, n-o să funcționeze deloc ceea ce spui tu aici, vorbeam eu cu Ellen Carr. Dar pe la pagina 100 și ceva, începusem să-mi schimb părerea și mă gândeam, ce ar fi să mă las de fumat? Cum ar fi să mă las de fumat? Dar recunosc că mi era teamă, aveam tot felul de gânduri. Da, ce fac când toți colegii mei fumează, nu știu, când ies în oraș, când îmi beau cafeaua, țigara de după masă și așa mai departe, tot felul de gânduri de genul acesta, care sunt explicate oricum și în carte și se spune că este această teamă de a te lăsa. Da, este o teamă, am avut teamă și de senzația aceasta când te lași de fumat, nu știu, primele zile, primele săptămâni, mă gândeam că sigur pe cineva o să bat. Așa că, de dragul omenirii și să nu omor pe cineva, trebuie să mă reapuc. Dar sunt convinsă că cu un pic mai multă voință nu e atât de grav, se poate renunța la fumat. Ceea ce spune Ellen Carr, și am încercat și eu timp de 24 de ore să fac treaba aceasta, este că atunci când te-ai lăsat și te gândești la țigară, să te gândești, să nu ignori gândul, dar să încerci să schimbi gândirea, să spui ce bine că m-am lăsat de țigară, ce bine că sunt nefumător, vai ce frumoasă e viața, și să ai o gândire cât mai pozitivă la orice gând legat de fumat, poți, dar nu poți așa, nu știu, 3 săptămâni să fii atât de nebun, pentru că aveam prieteni care râdeau de mine, te-ai lăsat de fumat, dar ești ok? Adică încep să devii un pic nebună făcând treaba asta. Ce bine e că nu fumezi. E un pic exagerat. Oricât de mult încerci în subconștient, spune-ți că este cea mai bună decizie, că îți face bine la sănătate, că o să ai mai mulți bani, că și așa mai departe. Nu e atât de simplu, știți cu toții, la orice decizie în viață nu funcționează treburile chiar așa, nu merge să-ți spui, da, e bine ce am făcut și gata, o să-ți treacă orice necaz. Cred că am vorbit mult, nu știu ce ați înțeles și ce nu. Ideea e că la mine nu a funcționat cartea de data aceasta, îmi pare rău că am citit-o acum și nu într-un alt moment. O să încerc, însă nu știu dacă o să mai funcționeze. De exemplu, o să citesc peste 2-3 ani cartea și să-mi schimb gândirea. Dar eu sper în continuare. Nu știu, speranța moare ultima.
vă recomand, dacă vreți, doar dacă vreți să o citiți, să-mi spuneți părerea. Sunt foarte curioasă la câți dintre voi a funcționat metoda ușoară, câți dintre voi ați citit-o, dacă ați avea de gând să o citiți vreodată, nu știu, sunt foarte curioasă cum stă treaba și cu alți oameni, pentru că recunosc, din România nu am găsit foarte multe review-uri, foarte multe păreri și, în general, multă lume scrie doar în cazul în care s-au lăsat de fumat. Cei care nu s-au lăsat nu adaugă un comentariu, nu adaugă un review și așa mai departe. Așa că sunt curioasă cei de aici, de pe Ascult și Citesc, dacă ați citit-o, dacă v-ați lăsat, nu știu, impulsionați-mă, spuneți-mi, da, funcționează, da, merge, poate că așa o să mă ajute mai mult la creier și o să fiu și eu mai ambițioasă. Și o să mă las. Cândva, sper. Pe Goodreads, acestei cărți eu i-am dat 4 steluțe din 5. De ce? Pentru că eu chiar cred că ar putea să funcționeze. Nu pentru toată lumea, dar ceea ce spune aici nu spune rău. Și doar pentru treaba aceasta merită să o citești. Poate îți schimb gândirea. Cam acestea au fost gândurile și impresiile mele legate de această carte, În sfârșit nefumător. Mi-ar fi plăcut să-l termin zicând și eu, În sfârșit sunt nefumător, dar termin acest video spunând tot fumător.